Audierile parlamentare în cazul Băncii de Economii și concesionarea aeroportului internațional Chișinău s-au transformat într-o farsă. La ședința trecută, reprezentanții PCRM au solicitat prezența la audierea premierului Iurie Leancă și transmisiunea în direct a evenimentului la Moldova 1. Aceste solicitări au fost ignorate de majoritatea parlamentară. Ca rezultat, comuniștii le-au amintit guvernanților propunerile lor. Dar majoritatea parlamentară a ignorat și de această dată cerințele deputaților comuniști. În opinia reprezentanților PCRM, guvernanții au ce ascunde. Săptămâna trecută noi am decis în privința organizării audierilor publice cu invitația prim-ministrului, membrilor guvernului. Din păcate, astăzi dumneavoastră ați refuzat să-l invitați pe prim-ministru, n-ați organizat în transmisiune directă la televiziunea publică ședința de astăzi. Noi înțelegem foarte bine că noastră vreți să torpilați aceste audieri publice, vă temeți de aceste audieri publice, dar noi momeala aceasta nu o să înghițim. Fracțiunea Partidului Comuniștilor are ce să spună în cazul BEM-ului și noi ne vom folosi de tribuna parlamentară pentru că să aducem la cunoștință tuturor cetățenilor despre faptele de furt. Reprezentanții coaliției de guvernare au decis să înceapă și să petreacă audierile conform propriului scenariu. În pofida faptului că regulamentul Parlamentului prevede audierile fiecărui funcționar în parte și adresarea întrebărilor, majoritatea parlamentară a decis să-i audieze pe toți funcționarii odată. Ministrul de Finanțe Arapu, președintele Băncii Naționale Drăguțan, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare Filip, numiți în funcție pe listele PLDM, PD și PL. Aceștia au început să se laude cu efectele pozitive ale tranzacțiilor efectuate. Ca rezultat a emisiunii respective, capitalul statal al băncii s-a majorat cu 80,2 milioane lei din cotul investițiilor acționarilor privați. Această emisiune a fost efectuată cu condiție ca acționarii privați care au răscumpărat emisiuni de acțiuni de tip închis, fără alte creanțe de garanții de obligatoare și să asume binevol obligația de a acorda băncii un credit subordonat minim de 600 de milioane de lei, precum și de a prelua creditele și împrumuturile neperformante în sumă minimum 300 de milioane de lei. În total, peste 1 miliard de lei. Oferta depusă de Международный аэропорт Внуково, compania, nu a fost întocmită conform regulilor stabilite în caietul de sarcini. Multe formulare standard nu au fost prezentate, iar cele prezentate au fost completate doar în limba engleză. Reieșind din prevederile legale, o ofertă dată a fost declarată ca fiind necorespunzătoare și respinsă de comisie de concurs în cadrul ședinței din 15 august 2013. Oferta depusă de Asociația Persoanelor Juridice Avia Invest a întrunit toate condițiile stabilite în caietul de sarcini, a fost evaluată și în cadrul aceleași ședințe din 15 august a fost declarată câștigătoare. Conform ofertei companiilor nominalizate, volumul investițiilor concesionarului urmează a fi de cel puțin 244 întreg și 2 milioane euro în infrastructura aeroportului internațional Chișinău. Pentru a confirma situația, în Parlament a apărut și ministrul Justiției Oleg Efrim, care a confirmat legalitatea tranzacțiilor în cazul Banca de Economii și Aeroportul Internațional. Deputații majoritari nu s-au oprit aici, pentru că nu au fost atenți în momentul prezentării rapoartelor, distrându-se cu telefoanele și computerele. Imediat după audieri, reprezentanții coaliției au solicitat o pauză de o jumătate de oră pentru a lua masa. Au nevoie de ceva timp ca să asimileze această informație. De ce noi cerem o pauză de o oră jumătate? Astfel, partea principală a audierilor, la capitolul întrebări și răspunsuri, a început abia la orele 15. Deputații comuniști au cerut ca legiuitorii să nu fie limitați în timp pentru a afla toată informația necesară. Eu vreau să fac referire la regulamentul Parlamentului. Noi avem aici, dacă nu mă înșală vederile, 8 raportori. Conform regulamentului, fiecare deputat are dreptul la 2 întrebări adresate fiecăruia din raportori. Respectiv, fiecare din deputați are dreptul în cazul de față la 16 întrebări. Și cum puteți dumneavoastră să vă încadrați într-o oră? Nimai vorbim de faptul că nu este streleț să stabilească, să repete o întrebare sau alta, dar alegătorii care stau în spatele noastră. Deci, niciun fel de restricție, având în vedere numărul de întrebări pe care îl avem.
Dar majoritatea parlamentară nu intenționa să afle cine este vinovat de faptul că statul a pierdut majoritatea acțiunilor la Banca de Economii, iar aeroportul internațional care aducea venituri a fost concesionat. Reprezentantul PLDM, PD și ambele tabere ale liberalilor au decis să limiteze întrebările la o oră și jumătate. În pofida limitărilor, reprezentanții PCRM au început să discute detaliile tranzacțiilor. A fost sau nu la curent prim-ministru de faptul că pe data de 11 iulie 2013, Comisia pentru Concursuri Investiționale și Privatizare a luat o decizie de a renunța la participarea statului la subscrierea la acțiuni în proporție de 56,13% din emisiunea suplimentară a acțiunilor bănci, adică de a înrăutăți conștient, fără nicio recompensă, subliniez, poziția statului în Banca de Economii. Și dacă a știut prim-ministru de acest fapt fără precedent, conform cărui act normativ, guvernul a căzut de acord cu această decizie sus menționată. După cum a declarat ministrul finanțelor Anatol Arapu, răspuns la această întrebare nu există. E clar, răspunsuri nu. Iarăși întrebare la prim-ministru. Cineva, având că nu este, el cunoaște că pe data de 17 iulie 2013 a fost scrisă o scrisoare de către conducerea Agenției Proprietății Publice. A citit el sau nu personal textul acelei scrisori care a fost eliberată de respectiva agenție și semnată de persoana care îndeplinește sau exercită mandatul de conducătorul acestei instituții? Scrisoarea a fost adresată viceministrului finanțelor, domnul Victor Barbuneagră, în care au fost formulate împuternicirile reprezentantului statului la adunarea acționarilor băncii de economii. Acum eu concretizez întrebarea. Poate să-mi confirme prim-ministru că această scrisoare, semnată de doamna Angela Susanu, vicedirectorul Agenției Proprietății Publice, într-adevăr îl sancționa pe domnul Barbuneagră, pe lângă celelalte, să realizează refuzul oficial al statului de a participa la subscrierea la acțiunile emisiei suplimentare. L-a împuternicit Barbuneagră Angela Susanu prin această scrisoare sau nu l-a împuternicit să renunțe la participarea în emisia suplimentară? Scrisoarea a fost remisă către Ministerul Finanțelor din numele comisiei care a avut ședință în loc și a luat decizie. În baza acestei scrisori a fost și împuternicire pentru prim-ministru, a fost la curent, probabil, cu asta. Era adresată reprezentantului statului Victor Barbuneagră și era semnată de conducerea respectivii agenții. Însă, domnule ministru, și eu declar asta pentru întreaga țară, ne-ați mințiți, pentru că în această scrisoare Barbuneagră nu era împuternicit de agenție să voteze contra participării statului în emisia suplimentară de acțiuni. El și-a asumat răspunderea la indicația lui Filat, noi știm de asta foarte bine, pe cont propriu, și să știi de chestia asta, în scrisoarea respectivă nu este indicat că el are dreptul să voteze contra participării la emisia suplimentară de acțiuni. După cum au subliniat deputații PCRM, miniștrii și funcționarii prezenți la audieri ori nu au citit hotărârea Parlamentului, ori nu au înțeles conținutul acesteia. Подав ложе правительства подозреваемой общественностью на сегодня. Вы будете давать правдивые показания или так будете ходить вокруг да около? Значит, согласно закону, публичное имущество поручено правительству. Здесь кто сегодня тянет за лямку? Кто самый старший по званию? Care este întrebarea, stimat coleg? Кто самый старший по званию здесь? Министр, и здесь есть единственный член правительства, министр Арапу, который это постановление не читал. Или если читал, то не запомнил. Потому что в этом постановлении, 152-м, нет ни одного слова относительно варианта 1, 2, 3. А еще сказано, в идентификации солюции, пентру де пошире ситуации, легате де капитализаря бенчий. Decapitalizarea. Care capitalizarea noi acum noi avem? Care capitalizarea? Мы только вышли на границу лицензии, и то потеряв серьезное влияние в банке и на финансовом рынке. Дальше. Здесь господин Барбуneagră
претендующий на то, что он заместитель министра, пока еще, говорит о каких-то решениях по приватизации. Приватизация за дежабу не делается, приватизация делается за деньги. Ундис бандила приватизаря. Deputații PCRM au insistat să afle de ce acțiunile Băncii de Economie au fost vândute la prețul nominal și nu au fost reevaluate. Deci în momentul în care guvernul a decis să purceadă pe calea recapitalizării Băncii de Economie, pe calea emisiunii suplimentare de acțiuni, de ce ați folosit metoda de emisiune închisă de acțiuni, și anume la prețul nominal, la prețul de 5 lei? De ce, știind că prețul de piață al acțiunilor este unul de 3 ori opțiuni mai mare decât cel nominal, nu, guvernul nu a proces la procedura de reevaluare a acestor acțiuni, plasând pe piață acțiuni mai scumpe? De ce nu ați proces la o emisiune publică deschisă a acțiunilor și nu ați invitat la acest concurs mai mulți potențiali acționari care ar fi adus mai mulți bani bugetului? De ce ați ales calea cea mai păguboasă, și nu doar în opinia mea, dar în opinia multor experți, și ați ratat sume de sute de milioane de lei la buget și respectiv la Banca de Economie? Potrivit lui Anatol Arapu, s-a recurs la această măsură pentru a nu cheltui 1 miliard de lei din bugetul de stat. Însă, funcționarul nu a putut răspunde ce legătură este în miliardul de lei din buget și faptul că acțiunile băncii au fost vândute practic cu bănuți. La rândul său, deputatul independent Mihai Gode a propus, cu sarcasm, să fie sărbătorită victoria hoților asupra proprietății publice. Mi-a venit o idee să exclamăm poate în cor așa toți împreună. Nu e așa, cetățenii Republicii Moldova, că sunteți mult mai fericiți fără Banca de Economie și Aeroportul Internațional Chișinău? Pentru că cam asta încearcă să ne inducă și raportorii, dar și unii colegi din Coaliția Pro-Europeană. Eu am o întrebare către guvernatorul Băncii Naționale. De fapt, două, dar la una poate să nu-mi răspundă. Dacă nu planifică Banca Națională emiterea unei monede comemorative în valoare de 5 lei, ca să sărbătorim cu toții victoria asupra proprietății publice. Potrivit comuniștilor, guvernarea a organizat un spectacol de prost gust, iar raportorii sunt, de fapt, complici la cele două tranzacții ilegale de la Banca de Economie și Aeroportul Internațional Chișinău. Sunt impus ca să constat faptul că aici există un spectacol de foarte prost gust. La fel cu regret, alianța, sau cel puțin fosta alianță, este complice la furtul acestei bănci. La ora actuală, audierele în Parlament mai continuă. Cu detalii vom reveni la acest subiect în buletinele informative de mâine.